adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Adeseori ne rugăm și nu știm cum să manifestăm credința în rugăciune, dar aici, în acest verset, Iisus ne arată trei pași foarte simpli pentru a manifesta această credință în rugăciune. În primul rând, când cerem ceva lui Dumnezeu, trebuie să fim convinși că se va întâmpla, și anume să fim convinși că Dumnezeu are puterea să facă lucrul pe care îl cerem și totodată are dragostea atât de mare încât ne dă ceea ce îi cerem, lucruri dovedite de cuvântul lui Dumnezeu. Totodată trebuie să punem lucrurile în mișcare, să acționăm, și anume să ne rugăm, să-i spunem muntelui să se ducă în mare, cu alte cuvinte să-i spunem lui Dumnezeu, să-i cerem ceea ce vrem să-i cerem. Iar totodată ne arată al treilea pas al răbdării. Uneori drumul de la munte până la mare este mai lung, poate ajunge într-o zi, poate ajunge chiar în momentul respectiv, poate durează mai mult, dar noi trebuie să continuăm să perseverăm în rugăciune.